Ieri am sărbătorit cu toți împreună Ziua Internațională a Drepturilor Omului, marcată la Parlamentul României. Din 1948, când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie este Ziua Internațională a tuturor cetățenilor care doresc ca aceste drepturi să fie respectate. Această dată încheie și cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, campanie ce debutează anual pe 25 noiembrie și pe care de fiecare dată Comisia pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați din cadrul Camerei Deputaților o marchează prin evenimente variate în cadrul Parlamentului. Acum peste 70 de ani, liderii țărilor membre ONU au consfințit în scris că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Astfel, în cadrul ședinței Comisiei pentru Egalitatea de Șanse, am dat încă un semnal, alături de colegii mei din toate formațiunile politice, că România trebuie să respecte și să aplice acest principiu la care a aderat. Am avizat favorabil toate cele trei inițiative legislative prin parteneriatul civil, respectiv Uniunea Consensuală, pentru ca într-adevăr toți cetățenii României să beneficieze de egalitate de șanse și de tratament legislativ. Deși principiul egalității de șanse este înscris în esența Declarației Universale a Drepturilor Omului, precum și în Constituția României și legislația în vigoare, din păcate, realitatea din teren este alta. Am ales această dată de 10 decembrie pentru acest vot, tocmai pentru a sublinia aceste aspecte și a transmite sprijinul nostru pentru toți cetățenii României care s-au simțit discriminați și au fost privați de drepturi fundamentale în ultimii 30 de ani. Și pentru că nu există, din păcate, un singur palier sau un singur domeniu afectat de discriminare, am avizat favorabil un set de inițiative legislative care vin în sprijinul copiilor și părinților din România. Sărăcia și excluziunea socială sunt o realitate crudă pentru mai mult de o treime din români, iar cea mai alarmantă este situația copiilor, peste 49% afectați. În calitate de cadru didactic, în tot mandatul meu parlamentar, am militat pentru respectarea drepturilor fundamentale, îndeoseb pentru cele referitoare la educație, pentru că de acolo pornește totul. Ne revine tuturor, de altfel, datoria să ne asigurăm că situația acestor copii în poziții atât de vulnerabile se schimbă și capătă cu adevărat șanse egale la o viață mai bună. În acest context, am propus și am votat un aviz favorabil pentru recunoașterea drepturilor copiilor din medii defavorizate la educație, atât în Comisia pentru Egalitate de Șanse, cât și în Comisia de Învățământ. USR a reluat un proiect început în 2016 de încurajare a familiilor din medii vulnerabile pentru a-și înscrie copiii la grădinițe, în vederea reducerii abandonului școlar. Tichetele de grădință de 100 de lei de data aceasta vor încuraja incluziunea socială educațională prin prezența copiilor în unitățile de învățământ. Aceste tichete vor fi condiționate de frecvența regulată a copiilor în grădinițe, aceștia neputând să lipsească mai mult de 3 zile cu anunțul cadrelor didactice. De asemenea, absențele motivate medical nu pot să depășească 50% din totalul zilelor de grădiniță. Toate aceste măsuri sunt integrate în strategia Europa 2020, care au ca obiective principale reducerea abandonului școlar și promovarea incluziunii sociale și educaționale. Declarația mea politică de astăzi este despre eroi și despre antieroi. Am participat ieri pe malul Nistrului la inaugurarea unui monument închinat grănicerilor din compania 8, batalionul 3, Tighina România, care au luptat, care și-au dat viața pentru visul unei românii mari. Aceștia sunt eroi pentru care merită să depunem orice efort în a-i cinsti într-un prezent și un viitor care să nu uite de trecut. Eroii nu mor niciodată, este mesajul cu care am mers pe malul Nistrului, este mesajul pe care l-am adresat celor prezenți la inaugurarea acestui monument și, atenție, vorbim de un monument care a fost ridicat în 1936, a fost ulterior distrus de bolșevici în 1940 și mă bucur că, alături de alți români care prețuiesc sacrificiul acestor eroi,
reușim să readucem România acasă prin aceste elemente, prin aceste locuri de memorie. În același timp, trebuie să vorbesc, din păcate, de la tribuna Parlamentului și despre niște antieroi. Antieroi sunt cei care au vandalizat un alt monument, închinat la fel celor care și-au dat viața pentru România Mare, care trebuia să fie inaugurat la Olănești, în actualul raion Ștefan Vodă. Și vreau să anunț public de la această tribună că încep săptămâna aceasta procedura de retragere a cetățeniei române pentru persoanele implicate în acest incident, așteptând în același timp o reacție fermă din partea Ministerului Afacerilor Externe și din partea Ministerului Apărării, recunosc cu poate prea puțin optimist, pentru că nu ar fi primul incident la care cele două ministere, din păcate, nu reacționează, dar îi asigur pe toți cei care au pus umărul și pun în continuare umărul la instalarea unor monumente, de fapt la reinstalarea unor monumente pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbim aici de busturi închinate regelui Ferdinand, vorbim aici de troițe închinate eroilor români care au murit pe celălalt mal al Prutului, că vom da un semnal pe care l-au cerut, vom da un semnal necesar, vom da un semnal foarte clar pentru toți cei care cred în continuare că pot defăima România beneficiind de un drept pe care se pare că nu îl mai merită. Declarația mea politică de astăzi se intitulează 100 de ani România, 100 de ani, 101 ani România, 101 ani Hunedoara. Când vorbesc despre România, am emoții. Probabil este din creșterea aceea din Ardeal, creșterea aceea pură, pentru că reprezint județul Hunedoara și județul Hunedoara nu întâmplător are atâtea vestigii istorice care se confirme încă din Neolitic, mai apoi cu civilizația dacilor și mai apoi cu Avram Iancu, care a luptat pentru Marea Unire. Și când vorbesc despre Marea Unire, vorbesc despre România. Și când vorbesc despre România, vorbesc despre ceea ce înseamnă acasă. Tot anul acesta am dezvoltat un concept în județul Hunedoara care se numea Acasă la Hunedoara. Când spun Acasă la Hunedoara, spun de fapt acasă în România. Pentru că România, așa cum spunea și vorba cântecului, cu toții eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardeal. Și credeți-mă, nu sunt vorbe goale. Vreau să vă spun din suflet că tot ceea ce a însemnat România e o mare valoare universală. Practic, prin ceea ce simt și spun, civilizația europeană pleacă de undeva din munții Orăștiei, din civilizația dacilor, din panteonul dacilor, din Sarmistegetuza Regia. Și România, în amprenta ei genetică, poporul român, are o mare moștenire de la toate popoarele care au locuit aici de-a lungul secolelor, cu mii de ani în urmă, încă din Neolitic. Este un popor care păstrează valorile naționale, este un popor care duce mai departe tot ceea ce a însemnat cultură, tot ceea ce a însemnat familie tradițională și tot ceea ce a însemnat datini. Chiar dacă alții, în ziua de astăzi, și nu numai în ziua de astăzi, de-a lungul istoriei, au încercat să dezmembreze această identitate națională, nu au reușit, chiar dacă au fost mari imperii. Studiați ultimii 2000 de ani și o să vedeți cum marile imperii și-au dorit întotdeauna să vină în România, și-au dorit să vină în această țară, în Dacia, care poporul român i-a primit cu pâine și sare și ei ce ne-au făcut? Au încercat să ne ia tot ceea ce era mai bun, dar nu au reușit. Și vă spun de ce, pentru că există spiritul românesc. Și spiritul românesc nu va muri niciodată. Nu va muri pentru că avem ceea ce mulți nu au. Avem acea amprentă românească în suflet. Avem acea plecare de oameni. Chiar dacă în decursul istoriei au existat și lucruri mai puțin bune, românii trebuie să învețe din istorie și trebuie să învețe în primul rând să se respecte. Pentru că respectându-i unul pe alții vom duce mai departe tot ceea ce înseamnă România. Este foarte greu în 3 minute pentru a exprima ceea ce simt, dar îmi doresc ca cei care ne vor urma, ca urmașii noștri, generațiile care vor veni, să poată să sărbătorească 101 ani România, 901 ani. Dumnezeu să ne ajute să le dea la toți sărbători fericite
și spiritul românesc să meargă mai departe. Declarația mea politică se numește Fake, guvernare PNL lasă România fără resurse. Acum 100 de ani, PNL îl dădea pe inginerul Brăteanu ca prim-ministru. Astăzi avem parte de Ludovic I-ul, un fake premier liberal, care are diplomă de inginer, dar după absolvire, atenție, a fost 90% din timp ori șomer, ori angajat la stat. Asta ca să știm ce a ajuns liberalismul și de ce guvernează în asemenea hal. Inconștiența fostului bancher și actualul ministru al finanțelor Vasile Câțu, cel alungat rușinos din lumea seriozității exacte, a confirmat previziunile negre pe care Partidul Social Democrat le-a prezis încă de la instalarea acestui guvern parodie. La nicio lună de guvernare furgăsită, cu ajutorul trădătorilor de pripas, dezastrul liberal se contabilizează tragic cu peste 10 miliarde de lei irosiți direct și indirect din munca și buzunarele românilor. Împrumuturile au crescut în noiembrie cu mai mult de 1 miliard de euro față de ultima lună a guvernării PSD. Bineînțeles, la dobânzi mai mari, care avantajează bănci străine. Banca Națională a fost obligată să cheltuie tot pe atât pentru a evita prăbușirea monedei naționale, supusă unui atac speculativ care a umplut buzunarelor unor băieți bine informați, după cum spun surse din mediul bancar. De parcă toate acestea nu ar fi fost îndeajuns, epigonii fostului mare partid liberal încalcă principiul sfânt al brătenilor prin noi înșine și vor abrogarea ordonanței 114. Un act normativ al Partidului Social Democrat care a făcut să turbeze de furie multinaționalele și băncile străine. De ce? Pentru că au fost obligate să plătească impozit cinstit în țara unde scot cel mai mare profit dintre toate țările Uniunii Europene. Adică firmele internaționale trebuie să întoarcă românilor o parte, nu foarte mare, din ceea ce fiecare dintre noi plătește la electricitate, gaze, telefonie, alimente, haine sau electrocasnice. Nu e normal? Ba da, dar nu și pentru guvernul Ludovic habar n-am, a cărui singură grijă este să protejeze intereselor celor aflați în grațiile dictate de afară. Fără niciun studiu de impact, abrogarea ordonanței 114 pune în pericol plata pensiei minime pentru cel mult 950.000 de oameni în vârstă, după ce socialdemocrații chiar au luat de la bogați și au dat la săraci. Pentru că am luat ceea ce se cuvenea statului român, prețul la electricitate și gaze a fost plafonat în următorii ani, dar și cu asta s-a terminat acum. Vor avea loc creșteri a facturilor la energie electrică și gaze naturale, în medie cu circa 15%, adică 100 de lei pe lună. Enorm pentru orice familie care nu este vegetariană, precum premierul în funcție. Telefonia, cablu, internetul vor fi mai scumpe. Iar asta seamănă cu politicile lui Putin de îngrădire a dreptului la informație. Nici Programul Național de Dezvoltare Locală nu va mai funcționa cum a funcționat până acum. Înseamnă că milioane de români din mediul rural nu vor mai avea drumuri, apă, canalizare, școli, grădinițe sau dispensare moderne. Aceasta este varianta pentru progresul României oferită de guvernul 2 al lui Iohannis, la fel de neputincios și nociv precum cel condus de Cioloș. Doamnelor și domnilor liberali, se vede tot mai limpede că nu știți să guvernați, iar pentru asta veți plăti în fața electoratului. Dar să refuzi milioanelor de români viața mai bună pe care noi am reușit să le oferim este de neiertat. Să lipsești țara de miliarde care ar fi permis dezvoltarea, să lovești în interesul național, este ca și cum ai lovi în propria demnitate a poporului român. Sper să nu rămâneți prea mult la Palatul Victoria și prin ministere, pentru că noi, cei de la PSD, vom repara greșelile pe care le comite zi de zi, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Așa că vă doresc la mulți ani, dar în opoziție, deoarece acolo e locul celor care nu pot, nu știu
și nu vor să muncească pentru români. Reformarea Partidului Social Democrat, un demers logic, necesar și complex, evident, destul de controversat și de dureros deseori, tocmai pentru că am parcurs o etapă electorală cu două momente, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile prezidențiale, în care, dincolo de dialoguri, de schimburi de idei, de opinii, am observat și o mimare a campaniilor electorale, programele, strategiile și valorile au trecut pe locul 2, în prim plan s-au aflat iluzii de campanii, s-au surogate de campanii, campanii de discreditare, jocuri politicianiste, discursuri și acuze. Cu atât mai trist este și atunci când vezi că un președinte ales se detașează de simpatizanții și reprezentanții unui partid, partidul principal de opoziție, cum este Partidul Social Democrat, și când constați că și după consumarea campaniei electorale suntem încă captivi în logică de campanie, așa cum sunt declarațiile actuale ale președintelui. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat a înregistrat rezultate modeste, a primit lecții dure, deși este un partid cu profunde valori democrate, cu profunde valori umaniste, care s-au orientat și spre cei peste 500.000 de membri și spre simpatizanți, dar și spre cetățeni în general, iar programul nostru a dovedit acest lucru. Totuși, privirea retrospectivă ne îndreaptă și spre anul 1996, și spre 2004, și spre 2009, și spre 2014, ani electorali în care în turul 2 alegerile prezidențiale s-au pierdut, dovadă că e o problemă pe zona de stânga și de aici și nevoia de reanaliză, de luciditate, de reinventare. Nu ne putem permite să ignorăm valorile de stânga, trebuie să fim preocupați în continuare de dezvoltare economică și socială, de susținerea antreprenoriatului, de politici de tineret, problemele diaspora, drepturile minorităților în general, accesul cetățenilor la un mediu curat, la hrană de calitate, reducerea poluării, bătălii purtate în jurul ideilor, al argumentelor, o politică centrată pe cetățean, o politică a colaborării, a parteneriatului. Între greșelile trecutului nu putem să nu semnalăm și faptul că leadership-ul politic a fost deseori sub semnul unor ierarhii autoritare, al comunicării minime, că dușmanii nu au fost neapărat în exterior, în cadrul rivalităților politice, firești, ci de multe ori în interior, în modul de comunicare, în modul de selecție, în modul de promovare a colegilor. Totuși, vorbim de un partid care a avut un program consistent de guvernare, care a ridicat nivelul pensiilor, nivelul salariilor, dezvoltarea educației, susținerea studenților și a programelor educaționale pentru studenți și elevi, o multitudine de segmente sociale care au beneficiat de toate aceste rezultate și în același timp a greșit în contextul unor comunicări și în ignorarea unor nuclee de tensiune pe care nu le-a abordat cum se cuvine. Pentru viitor, reformarea pe care o văd ar trebui să urmeze pași care să însemne alegeri imediate, transparente, în contextul Congresului din 2020, la nivelul tuturor structurilor interne ale partidului, realizarea unor alegeri primare în interiorul partidului pentru delegarea candidaților cu șanse mari în perspectiva alegerilor parlamentare și locale, organizarea unui departament de studii și analize politice în interiorul partidului, deschiderea listelor electorale spre simpatizanți, spre membri importanți ai societății civile, profesioniști, intelectuali, reconfigurarea organizațiilor de tineret, a organizațiilor studențești, inclusiv prin mesaje și teme adecvate acestei categorii de vârstă, birouri politice regionale care să susțină dezvoltări regionale dincolo de subiectivitățile județelor, dezvoltarea departamentelor de comunicare, pentru că noi constatăm că de multe ori ai substanță în ceea ce concepi ca program de guvernare, dar comunicarea este deficitară, elaborarea unui plan de dezvoltare a partidului pe termen mediu și lung, identificarea unui proiect de țară relevant ca nucleu al platformei pentru alegerile din 2020 și, nu în ultimul rând, leadership autentic, oameni cu viziune, politicieni respectați și credibili. Declarația mea politică de astăzi vizează un subiect de natură economică, eliminarea definitivă a ajutoarelor de stat, o prioritate liberală. De ce spun acest lucru? În primul rând, am văzut cum de-a lungul ultimilor ani, guvernul României, guvernele succesive ale României au acordat ajutoare de stat unor companii private, unor companii străine și unor companii care de multe ori
dispun de bugete similare cu multe bugete naționale care există la nivel chiar european. Statul român a dovedit foarte des că este extrem de generos în a finanța diverse proiecte private, între care unele absolut bizare. De exemplu, țin minte că fostul guvern PSD a dat un ajutor de stat pentru un post privat de televiziune care făcea o serie de filme care erau undeva într-o zonă care nu poate fi încadrată neapărat ca fiind cultură, într-o zonă de larg consum, ca să nu-i spun într-o zonă trivială. Au fost foarte multe momente de-a lungul celor peste 20 de ani în care am văzut cum statul român a creat avantaje anticoncurențiale unor terțe companii care de fapt au dus la dezechilibre în piață. Deoarece, până la urmă, statul trebuie să fie un arbitru, un arbitru care să intervină doar atunci când este pusă în pericol siguranța cetățeanului și un arbitru care să asigure un cadru bazat pe egalitate de șanse, bazat pe liberă inițiativă și liberă concurență în piața economică. În momentul în care statul intervine cu tot felul de ajutoare, avem de a face cu dezechilibre, care apoi în lanț, pe baza acestor principii anticoncurențiale, duc la alte dezechilibre care generează situații de criză. Chiar în această perioadă se tot vorbește în mass media despre un proces generat de o curte de arbitraj din străinătate, intentat împotriva statului român, care pornește fix de la un ajutor de stat pentru o companie de băuturi răcoritoare, niște băuturi răcoritoare care, fie vorba între noi, erau foarte bogate în euri la vremea respectivă. Și de aici vorbim de o serie de proprii puse pe anumite companii de stat românești și o serie de situații care pot inclusiv arunca economia românească într-o criză. De aceea, pe viitor, este esențial ca statul român să renunțe la toate aceste practici, să nu ne mai trezim că în timp ce sărim la gâtul bugetarilor, ne trezim cu corporații transnaționale care sunt finanțate din bani publici și să nu ne mai trezim în timp ce capitalul românesc este lăsat undeva la limita subzistenței, cum companii străine pur și simplu își fac un obicei din a primi ajutoare sociale, pentru că până la urmă ajutorul de stat este o formă de asistenționalism la înalt nivel, din partea statului român. Iar ultimele guverne au excelat la acest lucru, indiferent de orientarea lor. Poate că statul român ar trebui să înțeleagă că trebuie să devină un arbitru care să păstreze un mediu liber și echitabil de exprimare a tuturor competitorilor existenți în piața economică românească.